Eu foarte mult îmi doresc o fetiță. Foarte mult. Viitoarea mea soție vrea băiat, zic, nu, eu vreau o fetiță. Ea spune mereu că băiatul trebuie să fie primul ca să aibă grijă de fetiță. Probabil din dorința tatălui meu de a avea o pe Alinuța, pe surioara mea, el i-a dat numele încă când era la mamica în burtic. Și eu mi-amintesc acum emoțiile pe care el le avea și poate din cauza asta eu tot vreau fetiță. Mă numesc Baran Cornel, sunt moldovean, am 25 de ani, fac parte din lotul Republicii Moldova la tenis de câmp și îmi place să trăiesc viața frumos. Mama mea era însărcinată în luna 6 cu surioara mea și, sincer, eu eram în situația când înțelegeam că tatăl meu este mort, el nu mai este, dar nu vroiam să arăt suferința pe care o am eu, pentru că o vedeam pe mama mea cât de greu era ei și vroiam să fiu puternic pentru ea, ca ea să nu vadă în mine o persoană care tot suferă, pentru că ei și așa era foarte greu. Tatăl meu nu este în viață, cu părere de rău, deja de 9 ani de zile. Și cred că asta și m-a făcut pe mine să fiu matur de la o vârstă foarte, foarte fragedă, că am rămas eu capul familiei pentru familia mea. Eu jucam basket în scaun rulant și am mers cu echipa noastră prin mai multe licee din Chișinău și am avut o demonstrare de basket și colegii atunci prima dată m-au văzut pe mine. M-am văzut prima oară cu ei, probabil în clasa 8-a sau în clasa 9-a, dacă nu mă greșesc, la un meci demonstrativ. Eu am făcut studiile la domiciliu. Profesorii veneau toți 12 ani de liceu acasă. Până la vârsta de 14 ani a fost mai greu pentru mine să depășesc toate problemele, da? Anume vorbind psihologic. Dar după asta am început să călătoresc, am început să fac sport, am văzut mulți oameni care sunt în situația mea. Și majoritatea cam erau foarte triști. Și eu de atunci am zis că eu vreau să fiu persoana care sparge toate stereotipurile. Să fiu o persoană cu dizabilitate care este un exemplu, care nu are bariere, care nu are limitări în viață. Și pot să zic că mi-a reușit. Dragostea, mereu dragostea m-a ajutat. Iubita mea este inima mea. Și atunci când iubești, simți că trăiești și de fiecare dată când poate ai o zi mai grea, poate ai anumite probleme la serviciu sau nu știu, nu ai dispoziție, dar știi că ai pe cineva care te iubește și parcă pare un pic mai fericit, mai strălucit și încerci să lași totul deoparte pentru că știi că ai pe cineva care ți este alături. Eu pe iubita mea o ajut în primul rând moral. Psihologic mereu o susțin și ea vede în mine un exemplu de bărbat adevărat, necătând la problema pe care o am. Ea desori îmi spune că ea nu vede în mine o persoană cu dizabilitate. Fără frică de iubire, dar cu frică de Dumnezeu, probabil. Pentru că, până la urmă, deseori am întâlnit în viață diverse situații când binele se întoarce, dar și răul se întoarce. Iubirea contează mereu.